Un drum național din raionul Anenii Noi, distrus de camioanele de la cariere, nu va fi reparat nici anul acesta. Drumul G109 are 8 km și face legătura între localitățile Șerpeni și Delacău. Primarul din Puhăceni spune că licitațiile de anul trecut au eșuat, iar fondul rutier pentru 2021 nu are bani alocați pentru renovarea drumului. Localnicii susțin că din 2008, când s-au deschis carierele de nisip și pietriș din zonă, fluxul de camioane a crescut simțitor, iar gropile din asfalt s-au transformat în adevărate cratere. Cei care au autoturisme stau cu ele mai mult în servis. Toate piesele de schimb, noi ia că le stricăm numai aici în drumul ăsta. De ori vreo 5 ore am fost la protest și nică. Sute de camioane merg pe zi, reparăm, stricăm, mergem mai departe. Disperați, localnicii au organizat mai multe acțiuni de protest. Primarul din Puhăceni s-a adresat guvernului și parlamentului, însă nu a obținut niciun ban pentru reabilitarea drumului. Au protestat, sunt majoritatea care a protestat. Să mai iasă la protest dacă nu o să facă drumul. Reprezentanții carierelor de nisip și pietriș din zona au anunțat de anul trecut că sunt gata să-și asume o parte din cheltuielile pentru repararea drumului. Consiliul Raional a alocat 4 milioane de lei. Aceștia din cariere au achitat în avans pentru scoatere din circuitul agricol alte 4 milioane de lei. Cu regret, toate licitațiile nu s-au soldat cu succes. Șeful adjunct al administrației de stat a drumurilor, Ion Drucec, nu a fost de găsit la telefon pentru a ne oferi un comentariu despre situația creată. În 2020, Ministerul Economiei și Infrastructurii anunța că pentru reabilitarea capitală a drumului e nevoie de peste 180 de milioane de lei. Până când se va găsi o soluție, locuitorii satelor de la Căuș și Puhăceni nu au cum să ajungă la centrul raional decât tot pe drumul deteriorat.